Bă, dați subscribe! Dați subscribe! Bă, deci... Hai! Acționari principali, eu și cu șofor PC, da? Cu Mircea de la șofor PC, da? Manager general, electric, care trebuie să managerieze în primul rând echipa main și după aia să păstreze legătura cu restul de echipe. Echipa legendelor cu Sedan Rider, care sunt liderii echipei legendelor și sunt influencer din All Stars Network. Restul de jucători de la echipa legendelor sunt Kunka, Emre și Emporo, am înțeles. Bun, echipa fetelor pe care am furat-o de la Digital Crusade a făcut parte din tratatul de la Minsugești. Să-mi dea echipa fetelor, altfel nu am cum să am femei în viața asta decât dacă le fur de la dușmani. YouTuberii zis de tine, fiindcă ești un om eclar, te vor să-și mereu în cap. Sedan a zis de Royce, nu știu. Te faci curcubeu, dar zici că ești curcumpulă. Royce e rezervă sau ceva de genul ăsta, pana mea, ei decid, Sedan și cu Rider decid. Când o să facă un roster fix, o să facem și posturile pe toate cele. Nu, a venit și mi-a scris Vera. Vera e prietena mea, i-am făcut calculatorul, bă, știți prea bine. Dați subscribe. A venit de mai multe ori pe aici Vera cu calculatorul, de vreo două ori. Mă rog, n-a venit, ea l-a trimis pe bărbatiță. Și am o relație bună cu ea, face și ea stream. Nix și cu ea am interacționat, Roberta o știți, e prietena lui Opțiuni. IC și cu Dorfi e din echipa veche IC, face stream pe Twitch. Am trecut-o și pe aia pe aici, pe undeva, pe la influencer, urmează. Doar fi, nu știu, e o jucătoare, nu, n-am auzit de ea până acum. Adele ce face? Adele își vede și ea de stream, eu am trecut-o și pe aia la influenceri. A venit și mi-a zis Vera că, care e treaba? Ele sunt foarte strâns legate de Harder. Ele sunt foarte strâns legate de Harder, că Harder le-a făcut să câștige singurul concurs de fete din România de până acum, deci noi am luat o echipă de campioane. Bă, nu aveau control și așa le-a și dat mână liberă, au zis că nu e nicio problemă dacă vor să se... Ele n-au venit la mine în mod special. Ele au venit după Harder. Înțelegeți? Bun. Iubim Amedeu, GG. 2 2. Nu se poate așa ceva cu aia. Rămânde doar circa audio. Deci, așa, ele au venit după Harder că a văzut că Harder le-a antrenat bine și asta le-a permis să bată echipele din Nexus, care aveau mai multe elo decât ele, și după Harder au venit fetele, n-au venit după mine în mod deosebit. Nu au ele afinitate față de Stapin. Harder a fost cheia și le-am zis, bă, Harder, care i-a scris numele greșit aici, Header. I-am zis, bă, o să fie cam ocupat, că ele treaba trebuie să reconstruiască echipa main. Echipa main, o știți deja, Harder, Lord, NJ, Cox. Și l-am luat acum pe Seven Kick în probe. Avem un coach străin și avem general managerul căruia și pentru el am făcut organigrama asta ca să înțeleagă exact care-i treaba.
și să învețe care sunt atribuțiile lui cu privire la echipa main. Bun, i-am zis să caute un caster, că o să avem foarte multe echipe, deci dacă vă zic câte echipe am luat în două zile, why not Blitz n-a vrut să vină. Mai departe se duce în străinătate. Nu, l-am luat pe Seven Kick, nu știu cum joacă Seven Kick, l-am luat trial deocamdată. Bebe, ești trecut și tu aici, frate, ești trecut și tu aici, ai răbdare. Deci Anzio Electric, nu știu, mi l-a recomandat și mie cineva pe sud ăsta. Am văzut că scria niște prostii pe Twitter pe acolo, dar o să trecem peste că e copil. Poate scria prostii de mine sperând să ajungă la Nexus, dar mafia lucrează în umbră, ați văzut Cosa Nostra. Da? Bun. Și Electric o să trebuia să se țină schedule-ul la majoritatea echipelor. Astea sunt doar echipele DCS. Pe lângă echipele astea DCS, asta e să termin cu ele, bun. Deci lider la legendă o să fie Sedan și Crider. Aici main capitanul e Harder, bun. La fete capitanul e capitana. Lidera e Miss V, care după ce că le-am făcut avatar cu steaua roșie, Dota 2 când? Ce mă, Bacovia, nu știu Dota 2. I-am făcut avatar cu steaua roz și au zis că nu le place cu steaua roz, că e prea așa. Și a fost, s-au scris 300 de cuvinte să schimbăm avatarul din steaua roz în steaua magenta. Că magenta e mai bine, deci a fost cea mai inutilă conversație pe care am citit-o în viața mea aici de bun. Ai stricat o echipă pe nume Suxen când l-ai luat de la Suxen pe bune, Seven Kick. Bă, eu nu știam cât de bine, cât de rău joacă băiatul ăsta Seven Kick. Când am vorbit cu Imogen și cu Palaj la telefon zilele trecute, ei mi l-au recomandat. Și după aia astăzi m-a sunat Tank zicând că... Păi n-am vorbit să nu mai înfur jucătorii, abia mă trăisem din somn. Zic, ce jucători ți-am furat, mai ai luat-o razna? Cu ce jucători am vorbit? Păi cică cu Seven Kick, să-mi dai 100 de milioane pe el. Hai că da. Hai că da, ești nebun la cap. Și a zis că nu, că vrea Palaș 40 de milioane. Și l-a sunat și pe Palaș 100 de milioane. L-a sunat și pe Palaș. Palaș a zis că vrea doar 40 de milioane ca să le dea la restul compensații din echipă, că i-am compromis emoțional dacă le-am luat cu echipierul. Și le-am zis, puteți să-l păstrați de 40 de milioane, lasă că îl bag pe exit, că și așa e pe contract. Bun, în fine. Trecând cu trollul mai departe. Dacă ies traiauturile bune cu Seven Kick, o să-l luăm pe el, o să ne înțelegem după aia, să vedem contracte, ce se întâmplă, compensații, necompensații, etc, etc. Deci, la fete v-am zis, o să se ocupe de foarte multe electrici, să sperăm că o să facă față, dacă nu o să mai luăm 1-2 manageri, deși aș avea nevoie de un manager ca să fie cu hârtiuțele. Să fie cu hârtiuțele, să facă contractele și să urmărească contractele la toți, dar nu neapărat manager, cât unul de ăsta cu HR care să aibă habar de counter și de-astea. În fine, la Academie am văzut că i-ați scris foarte mulți lui Exit. El o să-și păstreze mai departe cool timp, doar că o să devină echipa satelit All Stars. O să îi facem contract lui Exit. După 3 luni de scouting, băieții pe care o să-i păstreze și o să vrea să-i antreneze mai departe, o să le facem și lor contract semnat de părinți, că n-au voie că or să fie minori. La fel cum și Seven Kick trebuie să semneze cu părinții, dar poate să se ducă să semneze direct cu Palaș, că e tăticul lui. Dar știu, pe partea de HR, nu e nevoie, că nu o să bag pe nimeni din exterior pe care nu cunosc sau recomandat de cineva. Bun, deci, echipă de PUBG, Steam, PCI, o secundă. După aia o să trec la restul de echipe. Lui Exit, dacă a rămas cu cool timp cu toate cele, i-am zis, bă, ai mână liberă, frate. Ia pe cine vrei, selecționează pe cine vrei. De ce e trecut în echipă? El voia să stea pe spate ca coach și să nu joace cu ei. Și i-am zis, bă, frate, eu cred că poți să fac cum ai făcut până acum. Că el s-a jucat tot la cocuii și cred că au învățat mai multe. Pot să învețe mai multe jucându-se cu el în echipă decât el stând numai în poziția de coach. Andrei Florin, locul meu pe lista aia unde e? P-
Păi căutăm căutăm parteneri. Să meargă bine și sportul din România, stă bine. Deocamdată astăzi am vorbit numai de partea sportivă, n-am vorbit decât cu cofetaru am vorbit și au zis că o să ne susțină și el cu 500 de euro dat de la 1 decembrie. Așa. Bun. Să te bag și pe tine la sclavi? Hai că sclavi ești nebun. Trebuie să te bag aici la stăpin și pe tine. Dacă vrei, ți-am zis, să-ți promovăm Instagram-ul ăla de te-ai dus tu în Dubai, ai cumpărat o Dubai-ul ăla, ce vrei tu să-ți promovăm, aia să promovăm. Îți promovăm crypto wallet-ul. Deci, mai departe. V-am zis, exitare, mână liberă la Academie, el face. O să verific cu el după 3 luni când și-a selectat 5 jucători. Deocamdată cei listat de aici, listați aici au contract pe care îi vedeți aici. Deocamdată o să le facem contract. Bun. Sudi, băiatul ăsta, deocamdată eu n-am vorbit cu el, am vorbit decât electric. Urmează să mai vorbesc și eu cu el, să-l întreb ce a fost cu tweet-urile alea. Să-l ameninț puțin cu jihadul și pe el. Să-l întreb dacă a simțit vreodată jihad la 12 ani. Eu încă n-am văzut cum castează, mi-a fost tot așa recomandat. Bineînțeles, este și el în trial. Avem nevoie de cineva să casteze, avem foarte multe meciuri, uite, drept exemplu, fetele au un concurs duminică și vor să fie castate. O să vedem, poate o să fac un cast eu și cu băiatul ăsta, cu Sudi, ori pe canalul meu, ori pe All Stars Gaming. Bun, cu Exit am terminat. Pe partea de media, l-avem pe Romeo, l-am pus pe Cătălin Romeo, social media manager, a zis că poate să facă așa ceva, că el în mod normal e aici, dar văd că nu prea înțelege schemele electric. El în mod normal e aici, la head la video, head video editor, era Cătălin Romeo aici. Peste Zoom, zic, peste Rembo, peste Zoom, zic, și peste Mihai Gâr. Pe partea de grafică, îl avem pe Picaio, head pe grafică și QDM sub el. I-am mai propus un băiat, Sava, de a făcut niște meme-uri zilele astea, i-l-am propus. Deocamdată a zis Picaio că nu avem nevoie, dar mâine cred că o să-și dea seama că chiar avem nevoie. Dacă am 500 de euro pot fi partener? Nu mai sunt parteneri, mai există parteneri la echipa asta decât eu și cu Mircea. Putem să fiți sponsor dacă vrei, adică, mă rog, parteneri, nu patroni. Adică colaboratori, sponsori, vă promovăm ce vreți voi, ce afaceri aveți voi. Instagram, pana mea, ce afaceri vreți, le promovăm pe pagina All Stars Gaming. Care vreți să vă promovez eu afaceri pe canalul ăsta aici, e prețul e altul. Boys, hai și noi cu 4.000 de lichele, numai și eu n-am ați. Așa, bun, deci picai o head pe grafică, QDM, eu când, dacă vreau să bag unul pe grafică pe aici, trebuie să mă consult cu Picaio. A zis că l-a remarcat pe Sava și că l-are minte, că a văzut și el că lucrează binișor. Bun. La video aici Romeo se ocupe și de video. A zis că poate să le facă pe amândouă. În fine, Rembo se ocupă de face voice com-uri și funny moments cu mine. Asta e marea lui capacitate, să facă funny moments cu mine, care nu mai sunt fanii de luni de zile, dar în principal e spionul meu care găsește toate insight-urile de pe internetul ăsta și îmi trimite mesaj pe WhatsApp. Inclusiv cum prostul de Traian voia să stea cu patru bărbați în fața blocului, în mașina aici, să mă urmărească pe mine când mă duc să mă întâlnesc cu Marele Ang. Bă, coaie, chiar sunteți retardați? Chiar nu înțelegeți de troll? Mă duc și mă întâlnesc cu prietenii mei de ani de zile, cu Jax, cu Tibi, cu Finu, cu, mă rog, și cu cei doi șerpi, Vulpiță și cu Marele Ang. Înțelegi? Ce dracu? S-a făcut troll. Ce crezi că, dacă mi-era frică, mă mai duceam singur, ești nebun? Ce aveți? Cum să mă așteptați în față în mașină aici? Pune organizația la bursă? În fine. Rambo gestionează și contul de TikTok. Câte clipuri a postat Rambo de când a preluat contul de TikTok? Răspuns corect. Niciunul. Dar administrează niciunul și e cam la același nivel cu Conacu. Cât a administrat Conacu
contul de TikTok, atâtea posturi a făcut Conacu, atâtea posturi a făcut și ăsta. Da, subscribe.